Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Sunt unele lucruri care nu se schimbă niciodată în Republica Fantastică România. Scările rulante care nu rulează la pasajul universității. Da, bravo. Centura capitalei. Cu toate eforturile pe aici, pe acolo, poate Nițea s-a mai schimbat, dar în alte părți nu. Ion Iliescu. Neschimbat. Și instituția nașului CFR. Un deputat care face naveta cu trenul a povestit cum la o călătorie de la București la Piatra Neamț, controlorul i-a propus o șpagă de 70 de lei ca să regleze problema cu absența biletului. Și întrebarea e cât i-a dat de fapt. Da, de unde reiesc mai multe întrebări? Mai întâi de toate, ce căuta parlamentarul în tren fără bilet? Când nașul îți propune, da, căuta un naș. Din explicațiile lui, reiese că a vrut să cumpere bilet direct de la controlor în tren, pentru că nu găsise la casele de bilete din Gara de Nord. Deputatul USR Iulian Bulai, că despre el e vorba, spune așa, citez. Automatul din Gara de Nord indică toate locurile ocupate. Nu emite nici bilete fără loc. La fel și la ghișeu. Intru în tren, mă așez pe un loc liber. Încă nu m-a rugat nimeni să mă ridic. El relatează cum ar veni epic în timp real. De aici prima întrebare. Păi dacă la automat nu mai sunt bilete și nici la ghișeu și nici nu se emit bilete fără loc, ce cauți matale în tren? Deci nu am de unde să iau bilete pentru că CFR nu vine. Ok, poate te gândești să stai în picioare până se eliberează ceva sau să te muți de colo-colo. Unde prinzi ceva loc liber, o stație, două. Ăsta e disconfortul tău. Problema e că biletele luate din tren și costă de obicei, din câte știu eu, mai mult. Se vând cu suprataxă. Ori... Moment. Eu am mai călătorit cu trenul doar la aeroportul Otopeni. Și acolo nu e nicio supra... Adică costă la fel ca la ghișeu. E 4 lei fără loc, 5 lei cu loc. Eu știu că dacă te duci nu la Otopeni, dacă te duci pe o rută oarecare, dacă... Nu știu, de asta zic. Dacă te urci dintr-o stație unde nu există casă de bilete, e același preț. Dar dacă te urci dintr-o stație în care există case de bilete și aveai posibilitatea să-ți cumperi legitimație de călătorie, cum se cheamă, acum ai dreptul să cumperi de la naș, de la conductor, cum, de la controlor, cum îi spune, dar cu o suprataxă. Nu știu cât este suprataxa, dar sunt mai scumpe. Ce spune Luca, în trenurile respective sunt automate de unde poți să cumperi bilete... Poftim. Sunt și, e și automat, dar poți să cumperi și de la naș. Da, pe... Adică nașul ăla din trenul de Otopeni are un POS cu el și... Un tren mai mic, un naș mai mic. Ai varianta să-ți verifice biletul deja cumpărat sau să-l plătești. Și în alte trenuri cum e? Nu știu. Păi verifică. Pe asta, dacă tot ai deschis discuția. 0728 3132. Spuneți-ne și nouă cum ai în tren. Trebuie plătită suprataxă dacă n-ai bilet sau pur și simplu plătești bilet la naș? Da. Una peste alta, oricum ar fi, biletele domnului parlamentar sunt decontate din bani publici. Așa că uite cum plătește contribuabilul mai mult, pentru că parlamentarul nu e atent să-și ia bilete din timp. Da. El sau secretara, care are bani de la buget, inclusiv pentru asta, să-și angajeze echipă, oameni care se ocupe și de asta. Eu mă mir că nu e gratis pentru parlamentari. Nu există nimic gratis. Cum adică gratis pentru parlamentari? Gratis, domne, să poată să meargă unde vor ei. Păi nu, că e, cumva e gratis, că este decontat, dar CFR-ul trebuie să încaseze niște bani, deci poate fi gratis la modul cum te gândești tu. Dar pentru el e, da, gratis, că e un serviciu de contabil. Nu există gratis, adică... Da, adică așa, să facă cineva ceva, doar că nu există. Undeva cineva decontează banii respectivi. Da. Hai să depășim această chestiune, dacă ați înțeles ceva până aici. Venim la problema nașului care cere șpagă. Iată ce zice deputatul Bulai. Citez. Vine controlorul. Elegant îmi arată tariful de 137 de lei până la roman. Discret se apleacă spre mine și îmi zice să-i dau 70 de lei și să rămână așa. N-are nicio jenă. În jurul nostru sunt mulți oameni, în spatele lui pe tavan două camere de luat vederi. Deci nașul oferă tarif propriu cu discount de 50%. Cam așa. Aproape 48% e discount, să fie rotund. Că nu putea să zice 137 împărțit la 2 fix, că n-avea omul 50 de bani. Și atunci i-a zis la 70 de lei, cred că nu l-a recunoscut, că cerea și mai mult. Și acum vă rog să vă imaginați o astfel de scenă într-un tren din Germania, Italia, Franța, oriunde, orice tren din lumea civilizată în care vine controlorul și zice cât trebuie. N-ai bilet? Nu. El e 100 de euro. Da, hai că ne înțelegem la 50 euro. Signore, da. Nu cred că există așa. Pune și matale 50 de euro și... Da, pe de altă parte,
trebuie să fim de acord că există nași, adică controlori care iau șpagă de la călătorii fără bilete, că asta este nașul pe tren, da? Tocmai pentru că există călători fără bilete, că dacă n-ar exista piața, dacă n-ar exista cererea, n-ar exista nici oferta în cazul ăsta. Și asta e o chestie care e profund înscrisă, din păcate, în structura călătorului român. Cu mulți ani în urmă, înainte să urc într-un tramvai în Viena, mulți ani în urmă, m-am chinuit câteva minute să cumpăr un bilet de la un automat din stație, un bilet de tramvai. Știți cum e, nu cunoști sistemul, nu înțelegi cum merge, nu înțelegi limba, trebuie să treci în engleză, totul e în germană, habar n-ai pe unde, mă rog, e un pic de muncă. Și lângă mine erau alți români și românce, aparent imigranți ceva mai vechi în Austria, mă priveau cu milă și în cele din urmă una din doamne mi-a strigat: nu te mai chinui, băiatul, că nu se face control niciodată aici. Deci, asta e, biletul era un euro. Dar să știi că, uite, și eu am călătorit... Cât costă cinstea ta? Știi? Da. Pentru un euro ăla, da, de, îi tragem pe șapă, sfară, oricum nu vine nimeni să ne controleze, dar tu nu vrei să respecti o regulă? Zi, asta se bazează. Se pare că și eu am călătorit destul de mult cu trenul în Belgia recent și nu s-a urcat niciodată vreun controlor. În ceea ce privește suprataxarea de la noi, ne-a scris Ion din București, care spune că la un bilet de 5 lei de la casierie se percep 2 lei în plus la naș. Apropo de ce vorbeam cu o eventuală suprataxare a biletului în cazul în care nu l-ai cumpărat din gară, nașul trebuie să dea mai departe comision ca la biserică, altfel dispari, ne scrie și Marian într-un alt mesaj. Da. Domnul Bulai n-a dat șpaga, a plătit tariful întreg, 137 de lei, nașul a plecat mai departe cu buza umflată, în căutarea unor clienți mai înțelegători. Acum, să spunem doar și că CFR a bugetat anul acesta o pierdere de 650 de milioane de lei, cu o creștere a numărului de angajați cu 500, și nu spun firește că pierderile acestea uriașe, 650 de milioane de lei, se datorează cumva integral și nici măcar în mare măsură biletelor nevândute și șpăgilor luate de naș prin trenuri, dar perenitatea nașilor, faptul că ei nu dispar de atâția și atâția ani, asta este un simptom al unei boli mai profunde a companiilor de stat și a administrației publice din România. În sistemul ăsta, fondurile publice sunt privite ca un rezervor de bunăstare personală. Borcanul cu miere din care poți să te înfrupți pendelete, ca o mereu grijă alți fraieri să-l umple permanent. Asta e atitudine care vine din comunism, când statul deținea tot și toți considerau justificat să fure câte ceva pentru acasă. Că dacă tot era averea întregului popor, păi era a fiecăruia să o folosească fiecare cum vrea. Și te-ai gândit că în 30 de ani cultura asta a exploatării în interes personal a averii publice s-ar fi schimbat, ar fi dispărut. Dar uite că, așa cum spuneam, unele lucruri nu se schimbă niciodată în România. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.